mult de învățământ la distanță l-am ales pentru că a fost foarte ușor să merg la cursuri datorită faptului că lucrez și atunci asta a fost alegerea normală, logică. Iar specializarea am ales-o pentru că industria telecomunicațiilor e pe creștere și m-am gândit că în momentul în care voi termina voi avea sigur un post disponibil, ceea ce s-a și întâmplat. Cum am spus și în discurs, pentru mine a fost o schimbare de carieră. Cine vrea să facă, cu toată încrederea recomand să facă, nu e târziu niciodată și sigur vor avea succes. Planul de astăzi înainte, să venim la un master, care îl facem tot aici la facultate și, bineînțeles, jobul care e în domeniu și vom crește în domeniul telecomunicațiilor. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în acești ani și numai bine tuturor!